Salut! Astăzi vreau să semăn niște fasole. Fasole pe care am primit-o de la Banca de Gene din Suceava. Fac niște loturi mici, de 1 metru pe 1 metru, în care voi planta boabele de fasole primite de la Banca de Gene din Suceava. În acest amplasament am să pun aceste boabe de fasole agățătoare de la Corocăiești. Am câteva boabe, cred că 10-12 boabe, pe care le voi distribui în mod egal pe această suprafață, după care voi pune și un indicator pentru a ști ce fasole am plantat pe acest lot. Ei, după cum vedem, avem 16 boabe, le-am format în carouri și le-am plasez prin presare direct în pământ. În felul acesta am pregătit noua generație de fasole agățătoare. Bun, așa arată, avem 4 cu 4, 16, mai puțin una, 15 boabe de fasole în acest mic amplasament de 1 metru pe 1 metru. Și aici am să mut, deși am un loc liber, am să pun și indicatorul fasole boabe corăcăiești. Pregătim terenul pentru următorul lot. Acest lot mic, tot de 1 metru pătrat, am pus 14 boabe de fasole pitică lucăcești, tot din banca de date de semințe de la Suceava. Trecem mai departe. Și pe acest lot punem ultima serie de fasole, de boabe de fasole, fasole agățătoare de la Suceava, capul codrului. Avem și aici în jur de 14-15 boabe. Le semănăm și marcăm locul pentru a cunoaște proveniența acestor boabe. Și gata, în felul acesta am semănat 4 loturi cu fasole de diferite tipuri, fasole primite de la Banca de Gene din Suceava. Acum așteptăm să vină căldura și ploile pentru ca aceste minunate plante să răsară. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi!